De săptămâna viitoare, de luni 17 mai, încep reînscrierile la grădiniță, iar de la sfârșitul lunii mai, înscrierile pentru micuții care ajung pentru prima dată într-o unitate de învățământ preșcolar. În municipiul Pașcani, grădinița cu program prelungit numărul 2 împreună cu celelalte 3 locații din subordine îi așteaptă pe părinți să depună cererile pentru reînscrierea prichindeilor din grupele mijlocii și mari. În acest an școlar sunt în jur la 320 de copii. Reînscrierea la grădiniță se va face în perioada 16-25 mai. Vrem să spun că în acest sens cumva noi am pregătit această etapă. Deja au fost date acele cereri de reînscriere doamnelor educatoare pe care vor trebui să le completeze părinții și să le aducă înapoi la secretariatul unității noastre. După această etapă va urma înscrierea celor mici. În cele 4 locații, grădinițele cu program prelungit numărul 2, numărul 4 și numărul 1 vor fi 75 de locuri, iar la grădinița cu program normal numărul 1, 20 de locuri. Defalcat pe fiecare unitate de învățământ, ne spune directoarea Florentina Spiridon. Pentru perioada de înscriere se va face în perioada 31, prima etapă 10 iunie. Pentru această etapă vom avea locurile libere care rămân din perioada reînscrierii, mă refer la grupele mijlocii și mari, iar la grupa mică, la fiecare din unitățile arondate grădiniței 2, inclusiv grădinița 2, sunt câte 20 de locuri la grupa mică pentru fiecare locație. Și am să enumăr, la grădinița cu program prelungit numărul 2 avem două grupe, deci vor fi 40 de locuri. La grădinița cu program prelungit numărul 4 o singură grupă cu 20 de locuri și la grădinița cu program prelungit numărul 1 din Vatra, acolo existând grupă combinată, deci vom avea în jur de 15 locuri. La grădinița cu program normal numărul 1, deci vor fi 20 de locuri la grupa mică. Părinții vor fi informați pentru reînscriere pe grupurile de clasă și în funcție de solicitări, noi căutăm să mulțumim pe fiecare părinte. Deviza noastră este părinți mulțumiți, copii fericiți. Cererea și actele necesare se pot depune la sediul unităților, dar se pot trimite și prin e-mail sau telefon. Este important de știut că prioritatea au copiii care locuiesc în municipiul Pașcani. Condițiile sunt acelea care sunt prevăzute din criteriile generale care fac parte din calendarul Ministerului. În primul rând, ne îndreptăm atenția către copiii din oraș, din municipiu și apoi, dacă numărul nu se completează, vom lua și pe acei copii care știți că de multe ori, mai ales la cămin, vin foarte mulți copii din împrejurimi. Multe sunt de spus. Părinții au serviciu și noi trebuie să venim în sprijinul părinților, dar faptul că aici se desfășoară un proces de educație înalt, aș putea spune, și grija pe care doamnele educatoare, doamnele de serviciu, toată lumea o acordă copiilor și de ce să nu spunem și condițiile pe care noi le îndeplinim în grădiniță. Aceea face ca și grădinițele cu program prelungit să fie mult mai atractive pentru părinți decât cele cu program normal. De precizat este faptul că în municipiul Pașcani mai sunt și următoarele instituții de învățământ preșcolar: grădinița cu program prelungit numărul 3 de pe strada Izvoarelor și grădinița cu program normal numărul 6 de pe strada Cuza Vodă. În perioada următoare se așteaptă startul și pentru înscrierile la creșa din municipiu.